Sorocenii sunt invitați să participe la un șir de evenimente desfășurate în cadrul Zilelor Culturii Sorocene. Activitățile vor avea loc pe 25, 26 și 27 martie în diverse locații. Fiind faptul că de la începutul anului 2022 nu am avut posibilitatea ca să desfășurăm, să se organizăm în Soroca Ziua Națională a Culturii, noi am decis ca totuși să fie marcate Zilele Culturii Sorocene în data de 26-27 martie acum. Am avut preconizat un program destul de vast, larg, de evenimente, deoarece potențialul cultural al raionului Soroca este foarte mare. Pe 26 martie, ora 11, sorocenii sunt invitați la un atelier de creație cu genericul tehnici de broderie artistică utilizate în ornamentarea cămeșii cu altiță. Am planificat mai multe evenimente, dar dat fiind faptul că totuși să ne aflăm într-o stare de urgență, ne-am limitat totuși la câteva evenimente. Ne vom axa pe ziua de 26 martie, unde va avea loc un atelier de creație de meșteșugarilor de Răun Soroca și din Republică. Acest atelier se va desfășura cu sprijinul Centrului Național de Promovare și Conservare a Patrimoniului Imaterial. Vor veni și experții de la Chișinău care vor demonstra tehnici de broderie artistică utilizate în ornamentarea cămășii cu altiță. Noi știm că în Răun Soroca, la Băden, se confecționează portul cămăși naționale. Și de aceea la acest, zicem noi, atelier, vor fi invitați sau este deschis pentru toți cei interesați de acest meșteșug. Pe 27 martie, ora 11, în incinta Palatului de Cultură, va avea loc tradiționalul festival de teatru Rampa Nistreană. Tradițional, în Răunul Soroca se organizează festivalul de teatru Rampa Nistreană. Desigur că e un festival cu tradiții. Vom avea colectiv din Răunul Hâncești, va fi colectiv teatral din Bălți, Drochea, va fi Soroca. În această perioadă, începând și data de 25, vă spun către Ziua Mondială a Teatrului, vor avea loc spectacole a teatrelor de păpuși din Scăpăriși, din municip Soroca, și teatrul Țăndărică de la Vădeni, pentru picii de la grădinții din localitate. În Zilele Culturii Sorocene, mai multe instituții vor desfășura Ziua Ușilor Deschise. Teatrul Veniamin Apostol a pregătit un șir de spectacole care va fi prezentat tot la fel în data de 25, 26 și în data de 27 și la Teatrul Veniamin Apostol va avea loc spectacol. Noi vorbim de Ziua Ușilor Deschise atunci la Zilele Culturii Sorocene, deci ne-am dorit și ne-am preconizat ca să fie deschise ușile și la Muzeul din Istorie și Etnografie din municipiul Soroca, unde va fi prezentată expoziție. Ei va fi deschisă și biblioteca Mihai Sadoveanu, biblioteca municipală, într-adevăr va avea loc întrunire. Școala muzicală pregătește Ziua Ușilor Deschise cu un mic concert al copiilor, prezentarea instituțiilor. Deci ne vom strădui în așa fel că toți doritorii să facă cunoștință și într-adevăr facem ca să fie cât mai liber accesul spre valorile culturale ale Raionului Soroca. Evenimentele dedicate Zilelor Culturii Sorocene desfășurate la Palatul de Cultură vor avea intrarea liberă.